Dincolo de întuneric. Da, Tu ești lumina mea, Doamne. Domnul luminează întunericul meu. 2 Samuel 22:29. Când vedeți razele luminoase ale soarelui neprihănirii, vă simțiți siguri de favoarea lui Dumnezeu, dar când norii se abat asupra sufletului vostru, nu trebuie să simțiți că sunteți părăsiți. Credința voastră trebuie să străpungă dincolo de întuneric. Dacă ochiul tău este ațintit în această direcție, tot trupul tău va fi plin de lumină. Bogățiile harului lui Hristos trebuie păstrate neîncetat în minte. Credința voastră să fie asemenea credinței lui Iov, astfel încât să puteți declara: chiar dacă mă va nimici, eu tot mă voi încrede în El. Încredeți-vă în făgăduințele Tatălui vostru ceresc și aduceți-vă aminte de felul în care ați fost tratați de El în trecut, voi și ceilalți slujitori ai Săi. Fiindcă toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu.